Te invităm să vizionezi filmulețul nostru despre 5 cele mai eficiente uleiuri în contextul vindecării deteriorării nervilor. Deteriorarea nervilor, cunoscută și sub denumirea de neuropatie, poate reprezenta o problemă de sănătate dificilă de gestionat, ceea ce provoacă durerea morțeală și senzație de disconfort. În filmulețul de astăzi vom explora 5 uleiuri, utilizarea cărora a demonstrat beneficii promițătoare în contextul vindecării deteriorării nervilor și oferirii suportului și ameliorării naturale. Deteriorarea nervilor poate fi cauzată de factori diferiți, precum diabetul zaharat, leziunile corporale sau maladiile subiacente. Încorporarea anumitor uleiuri în regimul tău zilnic te poate ajuta să soluționezi problema inflamației, să susții regenerarea nervilor și să ameliorezi simptomele asociate cu neuropatia. În acest filmuleț vom discuta despre proprietățile unice ale unei respective și vom aborda modul în care ele pot contribui la menținerea sănătății nervilor. Ține minte că este extrem de important să te consulți cu medicul tău curant înainte să începi orice tratament nou sau să încorporezi uleiuri în aliment. Ta. Trebuie neapărat să o faci, în special dacă ai anumite maladii subiacente ori administrezi medicamente. Acum hai să începem să explorăm care sunt 5 cele mai eficiente uleiuri în contextul vindecării deteriorării nervilor. Uleiul de mentă. Pe locul 5 de pe lista noastră se află uleiul de mentă. Acest ulei esențial revigorant și recuritor nu este doar pentru a-ți reîmprospăta respirația ori pentru a adăuga o aromă delicioasă la deserturile tale preferate. Uleiul respectiv de asemenea îți poate oferi beneficii remarcabile în contextul vindecării deteriorării nervilor. Conform cercetărilor științifice, uleiul de mentă posedă proprietăți analgezice și antiinflamatoare, ceea ce face din el o alegere excelentă pentru ameliorarea durerii nervoase și micșorarea inflamației în zona afectată. Substanța activă din componența uleiului de mentă, mentolul, acționează în calitate de analgezic natural, blocând semnalele de durere și oferind o senzație de recorire atunci când este aplicat pe zona afectată. Imaginează-ți masarea delicată a uleiului diluat de mentă în zona afectată și căpătarea unei senzații de recorire și de ameliorare treptată a disconfortului. Uleiul de mentă nu doar îți oferă ameliorare temporară, ci și de asemenea poate contribui la procesul general de vindecare, reducând inflamația și îmbunătățind circulația sangvină. Mai mult decât atât, cercetările științifice sugerează că aroma uleiului de mentă poate avea un impact pozitiv asupra dispoziției și asupra funcționării cognitive a creierului. În consecință, uleiul respectiv nu doar îți oferă ameliorarea simptomelor fizice, ci și îți poate îmbunătăți dispoziția și contribui la menținerea clarității mentale. Când folosești uleiul de mentă pentru deteriorarea nervilor, este esențial să-l diluiezi cu un ulei purtător, asemenea uleiului de jojoba sau uleiului de nucă de cocos, pentru a evita iritația pielii. Aceasta îți permite să ai beneficiile maxime ale uleiului de mentă fără nicio reacție adversă. Uleiul de levănțică. Numărătoarea noastră inversă continuă cu uleiul de levănțică. Acesta este un ulei liniștitor care îți trezește memorii de câmpuri de levănțică și de momente de pace. Dar ai știut vreodată că acest ulei aromat îți poate oferi mai mult? Când vine vorba despre deteriorarea nervilor, uleiul de levănțică îți poate oferi o mulțime de beneficii. Acest ulei este recunoscut pe scară largă datorită proprietăților sale calmante și relaxante, ceea ce îl face unul dintre cele mai potrivite remedii pentru ameliorarea durerii nervoase și a disconfortului asociat cu nervii. Conform cercetărilor științifice, substanțele din componența uleiului de levănțică, precum linalool și acetatul de linalil, dețin proprietăți analgezice și antiinflamatoare, care pot contribui la ameliorarea durerii nervoase. Imaginează-ți că în zona ta afectată este masat uleiul diluat de levănțică și simți cum tensiunea se topește, în timp ce ești învăluit de o aromă liniștitoare. A fost demonstrat că aroma relaxantă de levănțică micșorează anxietatea și susține un sentiment de calm, oferind o ameliorare atât de necesară de la stresul care adesea însoțește deteriorarea nervilor. Uleiul de levănțică nu doar ajută la calmarea nervilor, ci și contribuie la îmbunătățirea calității somnului. Studiile au descoperit că inhalarea aromei de levănțică poate îmbunătăți somnul și poate promova un somn mai adânc și mai odihnitor. Dacă stai treaz în timpul nopții din cauza durerii nervoase, câteva picături de ulei de levănțică turnate în difuzorul de lângă patul tău pot fi exact ceea ce ai nevoie pentru a-ți regăsi liniștea și pentru a-ți îmbunătăți somnul. Uleiul de mușețel. Cea de-a treia poziție de pe lista noastră de astăzi este ocupată de uleiul de mușețel. Uleiul de mușețel este o esență delicată, dar puternică, obținută din florile de mușețel. Acest ulei remarcabil a fost și este valorificat pe parcursul secolelor datorită proprietăților sale calmante. Uleiul de mușețel oferă multe beneficii când vine vorba de ameliorarea durerii nervoase și de promovarea recuperării nervilor. Uleiul respectiv deține proprietăți antiinflamatoare și analgezice, care fac din el o opțiune excelentă pentru micșorarea senzației de disconfort asociat
asociat cu nervii. Substanțele active din componența mușețelului, precum camazolenul și alfa-bisabololul, au fost și sunt studiate în continuare datorită abilităților de a micșora inflamație și de a ameliora durerea. Aceste substanțe funcționează în armonie pentru a elimina cauzele ascunse ale durerii nervoase și pentru a oferi ameliorare. Fiind aplicat pe zonele afectate, uleiul de mușețel poate fi absorbit direct de piele, permițându-le substanțelor terapeutice din componența sa să ajungă la nervii afectați. Masarea delicată a uleiului în zonele afectate poate oferi o ameliorare localizată, reducând inflamația și micșorând durerea nervoasă. Însă beneficiile uleiului de mușețel nu se opresc doar la ameliorarea simptomelor fizice. Uleiul de mușețel de asemenea are un impact profund asupra sistemului nervos. Impactul său de calmare manifestat asupra nervilor promovează relaxarea, ceea ce poate fi deosebit de benefic pentru persoanele care trec prin deteriorarea nervilor. Stresul și anxietatea, deseori asociate cu durerea nervoasă, pot agrava simptomele și perturba procesul de vindecare. Liniștind sistemul nervos, uleiul de mușețel contribuie la crearea unui mediu favorabil pentru recuperarea nervilor. Aromaterapia este o altă metodă populară de a obține beneficiile uleiului de mușețel. Inhalarea aromei delicate a acestei flori poate avea un impact profund asupra corpului și a minții, inducând o stare de liniște și calm. Această reacție de relaxare se extinde și asupra sistemului nervos, contribuind la recuperarea nervilor și promovând o stare generală de bine. Cercetările științifice susțin utilizarea uleiului de mușețel în contextul vindecării deteriorării nervilor. În cadrul unui studiu publicat în revista Molecular Medicine Reports, savanții au descoperit că uleiul de mușețel a manifestat efecte antiinflamatoare și analgezice asupra modelului experimental de animale al mecanismului de durere neuropatică. Conform unei alte cercetări științifice, publicată în revista Journal of Clinical Psychopharmacology, extractul de mușețel administrat pe cale orală micșorează simptomele tulburării de anxietate generalizată. Uleiul de rozmarin. Cel de-al doilea ulei în numărătoarea noastră inversă de astăzi este uleiul de rozmarin. Puternicul rozmarin nu este doar o plantă aromată care îți poate schimba radical bucatele preferate, ci și deține putere ascunse care pot săvârși miracole pentru sănătatea nervilor tăi. Hai să intrăm în lumea încântătoare a uleiului de rozmarin și să descoperim împreună secretele acestuia de liniștire a nervilor. Imaginează-ți că nervii tăi se simt precum firele încurcate ale căștilor, fiind toți înnodați și răsuciți. Iată, aici intră în joc uleiul de rozmarin cu proprietățile sale de stimulare. Este precum un apel delicat de trezire pentru nervii tăi, care îi convinge să acționeze și îmbunătățește circulația sangvină. Dacă fluxul tău de sânge este îmbunătățit, nervii tăi primesc cantitatea atât de necesară de substanțe nutritive. Dar acest supererou aromat îți poate oferi mai multe. Uleiul de rozmarin de asemenea consolidează abilitățile antiinflamatoare ale organismului tău, de parcă ar fi un vânt răcoros pe timp de arșița de vară. Acest ulei intră în joc și stinge flăcările ferbințe ale durerii nervoase și ale inflamației, oferindu-le ameliorarea acestor nervi epuizați. Secretul beneficiilor respective se ascunde în substanțele bioactive din componența uleiului de rozmarin, acidul rozmarinic și acidul carnozic. A fost demonstrat că acești compuși contribuie la combaterea inflamației și la calmarea nervilor iritați. Imediat îți spun ceva extraordinar în această ordine de idei. Uleiul de rozmarin poate juca rolul de maestru în ceea ce ține de masajul nervilor. Diluează câteva picături de ulei de rozmarin cu un ulei purtător și masează cu degetele uleiul diluat în zona afectată. Este precum un dans liniștitor pentru nervii tăi. Este o simfonie de relaxare și ameliorare. Imaginează-ți nervii stând pe un scaun de masaj și zicând, wow, asta da viață. Dar nu este neapărat să ne crezi pe cuvânt. Știința i s-a alăturat revoluție de rozmarin. În cadrul unui studiu publicat în revista Journal of Neurochemical Research, cercetătorii au explorat efectele neuroprotectoare ale extractului de rozmarin. Conform rezultatelor studiului respectiv, extractul de rozmarin a redus inflamația și a consolidat proprietățile analgezice la modelul de șobolan al mecanismului de durere neuropatică. Aceste descoperiri adaugă valoare științifică la reputația uleiului de rozmarin în calitate de un aliat în contextul menținerii sănătății nervilor. Dar atenție! Uleiul de rozmarin este o poțiune puternică care trebuie utilizată cu precauție. Ține minte că trebuie să-l diluezi în mod adecvat înainte să-l aplici pe piele pentru a evita orice senzație nedorită de mâncărime. Precum și în cazul oricărui alt remediu pe bază de ierburi, este mereu înțelept să te consulți cu medicul tău curant, în special dacă ai o maladie subiacentă sau dacă administrezi medicamente. Uleiul de helichrysum. Ultimul, dar nu și cel din urmă ulei care ocupă prima poziție în clasamentul nostru de astăzi este uleiul de helichrysum. Trebuie să ținem cont și de uleiul minunat de helichrysum. Este un adevărat campion în ceea ce ține de vindecarea nervilor. Acest ulei prețios deține cheia spre deschiderea potențialului regenerativ al nervilor tăi. Proprietățile magice ale acestuia funcționează împreună în armonie pentru a promova creșterea și restaurarea celulelor nervoase. Este precum un nutriționist pentru nervii tăi care ghidează spre reîntinerire și reînnoire. Hai să nu
uităm și despre puterea antiinflamatoare a uleiului respectiv. Aceste proprietăți oferă o protecție suplimentară prin faptul că ameliorează inflamație și liniștesc nervii iritați. Fiind diluat și aplicat delicat pe zona afectată, uleiul de helichrysum devine o parte componentă extrem de importantă a procesului de vindecare a nervilor tăi deteriorați. Este precum o îmbrățișare caldă care ameliorează durerea și senzația de disconfort care însoțesc adesea deteriorarea nervilor. Pe măsură ce masezi acest elixir auriu pe pielea ta, îți inviți nervii să ia parte la o experiență schimbătoare de vindecare. Dar hai să nu mergem mai departe până a explora dovezile științifice din spatele acestui ulei remarcabil. În cadrul unui studiu publicat în revista Molecules, cercetătorii au investigat efectele uleiului de helichrysum asupra regenerării nervilor în modelul de șobolan al leziunii nervoase sciatice. Rezultatele au fost extraordinare și au dezvăluit că uleiul de helichrysum promovează regenerarea celulelor nervoase și a manifestat efecte antiinflamatoare puternice. Descoperirile respective ne oferă temelie solidă pentru convingerea că uleiul de helichrysum are abilitatea de a susține vindecarea nervilor. Imaginează-ți nervii când v-au uzat și deteriorați, fiind hrăniți și revitalizați cu puternicul ulei de helichrysum. Este precum o simfonie a vindecării, unde fiecare notă este cântată cu armonie pentru a-ți restabili sănătatea nervilor și pentru a le reda starea vibrantă și rezilientă. Cu fiecare aplicare a uleiului respectiv începe un ritual de vindecare care le amintește nervilor tăi despre capacitatea lor născute de a regenera și de a prospera. Pornind în călătoria ta cu uleiul de helichrysum, ține minte că trebuie să alegi un ulei pur și de înaltă calitate și să-l diluezi adecvat pentru a asigura o aplicare fără niciun risc pentru sănătate. Ca întotdeauna, consultă-ți medicul curant înainte de a incorpora orice remediu nou în rutina ta. Trebuie mereu să o faci, în special dacă ai vreo maladie subiacentă sau dacă administrezi medicamente. Acestea sunt 5 cele mai eficiente uleiuri în contextul vindecării deteriorării nervilor. Uleiurile respective îți pot oferi ameliorare și pot susține procesul de vindecare. Uleiul de mentă, uleiul de levănțică, uleiul de mușețel, uleiul de rozmarin și uleiul de helichrysum, toate acestea oferă proprietăți unice care pot contribui la ameliorarea durerii nervoase, la reducerea inflamației și la promovarea regenerării nervilor.